Salutare, sunt Cristian, consultantul tău de imagine. Cu toții le-am făcut sau unii dintre noi încă le mai facem. Astăzi vom discuta despre 4 greșeli de stil pe care mi-aș fi dorit să le știu dacă eram în locul tău. Nu mai purta maio pe sub cămașă. Dacă argumentul tău este că vrei să sporești durata de viață a cămășii, îți sugerez să porți un tricou alb. De preferat ar fi ca acesta să aibă un V mult mai prelungit, pentru a nu se vedea forma tricoului în momentul în care deschizi cămașa la un nasture sau, de ce nu, la doi. Încă un lucru foarte important este că atunci când porți tricou, să ai peste și un sacou. Este mult mai elegant. Al doilea lucru pe care te sfătuiesc să nu-l mai faci este să nu mai pui obiecte în buzunarele pantalonilor. Am făcut și eu asta și sunt conștient că poate încă o faci. Nu-ți mai pune telefonul, cheile sau portofelul în buzunarul pantalonilor. Ca o soluție pentru tine, îți recomand să porți fie un sacou, fie o jachetă. Este mult mai elegant, ai și spațiu pentru lucrurile personale, iar dacă, Doamne, este frig, ai întotdeauna posibilitatea să oferi sacoul tău. Al treilea aspect pe care îl vom discuta este cravata mult prea scurtă. Atunci când ne îmbrăcăm, trebuie să ținem cont de proporții. În primul rând, trebuie să ne alegem o cravată de o lățime potrivită reverului sacoului și, în al doilea rând, de lungimea potrivită. Hai să spun un secret. Vârful cravatei trebuie întotdeauna să atingă bateria pantalonilor. Dacă nu faci acest lucru, este mult prea scurtă. Dacă trece prea mult, evident este prea lungă. Asigură-te că data viitoare faci alegerile potrivite în ceea ce privește lungimea cravatei. Ultimul lucru pe care îl discutăm astăzi, domnilor, este legat de culoarea pantofilor, respectiv care este culoarea potrivită. Vreau să alegeți întotdeauna pantofii de culori diferite față de pantaloni. Dacă pantalonii și pantofii au aceeași culoare, pur și simplu se vor anula reciproc. Domnilor, când vorbim despre stil și despre eleganță, regulile sunt făcute pentru a fi încălcate. Sfatul meu pentru voi este să aveți curajul să experimentați, să vă reflectați personalitatea în tot ceea ce faceți. Numai așa vă veți putea definitiva stilul. Eu am fost Cristian și ne vedem data viitoare!